Punerea jurământului de către noul președinte al Ucrainei a fost marcată de un incident intens comentat pe internet. Un soldat din garda de onoare a probabil de căldură și a scăpat arma, după cum bine vedeți, chiar la trecerea președintelui Petro Poroșenco prin fața sa. Soldatul a fost condus spre un loc de odihnă, dar mai târziu și-a reluat postul iar la și președintele a schimbat câteva cuvinte cu el. Internauții au interpretat incidentul ca pe un semn de bun augur. Spun ei că Poroșenco va reuși să-i dezarmeze pe separatiștii din estul Ucrainei.